Păcală, mergând de la șandorul Eli, că rost de treabă nu avea, se opriră la o pădure de stejar. Stând să se odihnească, văzu copacii plini de gogoși. Neavând ce face, culese o mulțime de gogoși și le puse în sac. După puțin timp, se întâlnise cu un om care avea și el în sac un sac. Uite-te bine, ce și stetele de vorbă. Dar sac ce ai, ce știe? Ia, niște făină. Dar tu? Niște roci. Știi ce? Hai să schimbăm sacii, pe nevăzut. Schimbară sacii și plecară fiecare în drumul lui. După puțin timp, se opriră. Tândală, în loc de nuci, găsise gogoși de tufă, iar păcală, în loc de făină, găsise răzătură de lemn de la un ferăstrău. Tândală mă cheamă, dar pe tine? Păcală, am mai auzit eu din numele tău. Și eu dau tău, că ți-am mers vestea. Ei considerară că nu pot sta pe un loc pentru că sunt prea bine unul decât altul. Mai bine să ne despărțim. Mai bine. Unul plecară spre răsărit, iar altul spre apus.